cu aceste 3 puncte, pentru că e greu de crezut că este gol pentru Astra. Marchează Răduț. Gol marcat din fază fixă, gol venit în urma unui corner. Răduț marchează pentru 1-2. Cred totuși că această reușită a lui Răduț vine prea târziu. Iată-l pe Răduț plasând excelent cu capul această minge. Bară gol Răduț, un jucător care nu are o statură impresionantă. Statura nu le recomandă pentru astfel de mingi pe sus și cu toate astea Răduț reușește să